și Dumnezeu să ne dea această tărie și putere și având această tărie și putere noi, putem spune în aceste momente, sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să ne mărească credința, nădejdea, dragostea, tăria și puterea și încrederea noastră să fie deplină în Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeul plin de puterea, tot puternic și desăvârșit în măreție, în putere, în slavă și în glorie. Și în această seară binecuvântată, noi putem să fim binecuvântați de Dumnezeu și să spunem căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit, slăvit să fie numele Domnului. E un har măreț că Dumnezeu la tot puternic are capacitatea și toată puterea în dreptul fiecărui dintre noi să ne izbăvească din toate temerile noastre, să ne înalțe capul, să privim înspre Iisus Hristos, pentru că de la El, prin El și din dragostea Lui ne vine ajutorul și binecuvântarea să putem în această seară să-L onorăm pe Dumnezeu, căci de aceea suntem în locul acesta, să binecuvântăm numele Domnului și tot ce este noi să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Suntem binecuvântați de Dumnezeu și vrem ca binecuvântarea aceasta să o aducem înaintea lui Dumnezeu, numele Său măreț și glorios și nu numai, ci și peste fiecare dintre dumneavoastră. Suntem datori să ne binecuvântăm unii pe alții și mă rog ca Dumnezeu Tatăl nostru preiubit și Sfânt să vă binecuvinteze cu multă lumină, înțelepciune, călăuzire, cu multă sănătate, cu multă bucurie, cu multă dragoste să puteți să vă puneți viața mereu în brațul Domnului și El, Dumnezeul atotputernic, să vă izbăvească din toate temerile voastre și să veniți aici plin de bucurie, să cântați Domnului, pentru că El a fost acela care a făcut lucruri mari și strălucite în dreptul fiecărui dintre noi. Slăvit să fie Domnul! Și pentru că suntem aici, ce facem în locul acesta, cuvântul ne spune, strigăm de bucurie și de veselie, pentru că mare este în mijlocul nostru Domnul Dumnezeul nostru atotputernic, Dumnezeul lui Israel. Pe El îl preamărim, pe El îl glorificăm, pe El îl înălțăm și am dorit în această după amiază binecuvântată aici să ne odihnim sufletul și Duhul la umbra aripilor sale, pentru că El este un soare și un scut pentru fiecare dintre noi și am vrea în această după amiază binecuvântată să cerem de la Domnul să-și reverse peste noi mila și îndurarea. Pentru că este ceea ce Dumnezeu oferă cu atâta pasiune, cu atâta dragoste, pentru că ne vede deseori că suntem neputincioși și avem nevoie de ajutor. Și mila Lui El este acela care ne dăruiește milă, slăvit să fie Domnul. De unde știm lucrul acesta? Îl vedem pe paginile Scripturii. Mergea Domnul Iisus Hristos și se întâlnește cu un cortegiu funerar. Era o mamă care își ducea singurul fiu, care era în raclă și îl ducea la groapă. Și Domnul Iisus i s-a făcut milă de ea și s-a atins de raclă și a zis, Fiului, ridică-te și El s-a ridicat. El a dăruit înapoi în viață și sănătos. Acesta este Dumnezeul nostru, acesta este Mântuitorul nostru, plin de milă și de îndurare. Privea peste aproape 4.000 de oameni acolo, adunați de 3 zile, spune că erau foarte flămânzi și Domnului s-a făcut milă de ei. Și s-a îngrijit și de nevoia aceasta pentru trupul lor să le dea hrana binecuvântată. Și eu cred că în această seară, dacă sunteți flămânzi și însetați după Dumnezeu, El, în mila Lui cerească, vă va binecuvânta cu tot ce aveți nevoie și pentru suflet și pentru duh, pentru că El este plin de milă și de îndurare. Aș dori să citesc din cuvântul Domnului, din Psalmul 67, tot psalmul, pentru că este un psalm minunat, pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi să ne încredem în Dumnezeu și să avem toată certitudinea că El este acela care ne vine cu vintează, El este acela care ne vine în ajutor, El este acela care face lucruri mari și minunate în dreptul nostru și spune cuvântul Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Să facă să lumineze peste noi fața Lui cea sfântă. Este așa de minunată în vreme ca aceasta în care lumea este cuprinsă de atâta răutate, de atâta patim, murdare și rele, de atâta egoism, de atâta răutate și de atâta lucruri care sunt păcătoase și rele. Dumnezeu în bunătatea Lui ne oferă milă și îndurare. Să putem să trecem prin valea umbrei morții fiecare dintre noi și să nu fim atinși de aceste vicii, de aceste lucruri rele, ci să străbatem aceste văi murdare, aceste locuri întunecoase în jurul nostru să devină vindecare, să devină liniște, să devină pace, pentru că noi mergem prin Hristos pe pământul acesta prin credință și oamenii care sunt în jurul nostru trebuie să vadă pe Hristos prin trăirea, slujirea noastră și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să aibă milă de noi. Umblarea noastră să fie sfântă, curată, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Ca oamenii să cunoască calea Lui pe pământ prin trăirea ta, prin slujirea ta, prin închinarea ta, prin dăruirea ta, prin felul tău de a fi, de a fi un fiu în Dumnezeu, de a fi un fiu sfânt și curat și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta.
aceasta face Dumnezeu. Dumnezeu în bunătatea Lui își arată mila și îndurarea, dar scopul final pe care îl are este glorificarea numelui Său cel Sfânt, ca să se cunoască îndreta că aici este un popor de legământ, că aici este un popor răscumpărat, că aici sunt fiii și fiicele împărăției dragostei lui Dumnezeu îndreta în locul acesta și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am văzut dezideratul dumneavoastră și am vorbit cu fratele păstor. Este o vreme în acest an binecuvântată în care, așa cum spune acolo, să ieșiți afară și să faceți uceniți, să ieșiți din aceste ziduri. Aveți un parc frumos în Deta, binecuvântat de Dumnezeu ca un loc, un ogor binecuvântat în care să răspândiți mireasma lui Hristos, să mergeți acolo cel puțin o dată pe lună și să vestiți dragostea lui Dumnezeu, tineri și frați în vârstă, să lăudați pe Dumnezeu, pentru că așa spune, te laudă popoarele. De ce nu Biserica Domnului din Deta să iasă acolo și să laude pe Dumnezeu, să-L glorifice, ca să știe lumea că sunteți aici, că trăiți, că sunteți aici pentru a arăta pe Hristos, care, pentru a arăta dragostea Lui și pentru a arăta că El este acela care merită toată slava și oamenii din Deta trebuie să cunoască că sunteți aici din Dumnezeu așezat pentru mântuirea oamenilor, prin viața voastră, prin trăirea voastră, prin modul în care vă veți duce și veți arăta pe Hristos. Oamenii vor cunoaște pe Hristos și calea minunată care este doar în El, că El este calea, adevărul și viața, și Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta, să laude din toată inima, să se bucure și să se veselească, căci Dumnezeu este acela care dă călăuzire, care dă adevăr, care dă neprihănire și povățuiește popoarele și le judecă. Slăvit să fie Domnul! Îmi place așa de mult, spune cuvântul, că pământul își dă roadele. Dumnezeu, Dumnezeu nostru ne binecuvintează. Am auzit un frate aici că spunea că ieri și alaltă ieri o ploată cam 50 de litri. Este nevoie de apă. Va veni vremea că nu va mai ploua în mai, în iunie. Și dacă este o resursă acolo binecuvântată, este un dar de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să binecuvinteze pământul nostru, să aducă rod bogat. Iar mă gândeam, e atât de minunat. Dumnezeu din pământul acesta asigură toate resursele de care avem noi nevoie. Dumnezeu prin pământul acesta face să crească grâul, face să crească legumele, face să crească pomii, tot ce există și tot ce este nevoie pentru hrana noastră vine din pământ, pentru că Dumnezeu binecuvintează, slăvit să fie numele Lui. Este o vreme în care putem cere în acest an de îndurare, Doamne, mila Ta, fă, Doamne, ca pământul să-și dea roadele, fă, Doamne, Dumnezeule, ca roadele să fie o binecuvântare pentru noi. Și noi suntem un pământ și noi am vrea să fim un pământ binecuvântat de Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și dea roadele prin El, prin slujirea Ta, prin slujirea mea, ca numele Domnului să fie binecuvântat în Deta și oriunde suntem noi, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Îndemnul meu de rugăciune este ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare suflet să fie un pământ roditor, un pământ al patrulea cu nevață, pentru ca Dumnezeu să-și facă numele de slavă și să crească în Deta dragostea, bunătatea, pacea, iubirea și tot ceea ce Duhul Sfânt lucrează în fiecare dintre noi, să se vadă, să se cunoască pe pământ și în Deta calea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să vă dea putere, să vă duce și să faceți ucenici în numele lui Iisus Hristos, să-L proclamați pe El ca Domn peste Deta, peste cetatea aceasta, ca numele Domnului să fie onorat și toată puterea celui rău să fie zdruncinată din temelii și doborâtă, pentru că Domnul este mai mult decât biruitor. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să cerem, Doamne, binecuvintează anul acesta, fă să fie un an de rod bogat pentru împărăția dragostei Tale în Deta, lucrează Tu, trimite pe Duhul Sfânt, Doamne, trimite cuvântul Sfânt prin Duhul Sfânt în inimile oamenilor din această cetate și vindecă-i de necredință, de nepăsare, vindecă-i de păcat, vindecă-i de tot ce e rău, Doamne, și adu-i sănătoși în poporul Tău, în turma pătrânii Tale să fie ucenicii Tăi, care să Te laude, să Te preamărească și să intre în locul acesta plin de bucurie, strigând, lăudat să fie Domnul! Amin! Amin.